Am văzut un pod de lemn. Jos era o prăpastie foarte adâncă și mare. Am văzut bărbați, femei și copii care treceau pe acel pod. În față era o stâncă albă mare. Pe stâncă era o scară, iar în vârful stâncei sus era o casă. Mi s-a dat să înțeleg că toți oamenii aceștia erau credincioși. Au trecut tot podul, au urcat pe scară și au ajuns sus acolo la cea casă unde era pe stâncă. Iar am văzut pe marginea podului, am văzut oamenii statului îmbrăcați în haine de militari, nu știu cum se numesc, de militari, haide să zic, soldați militari, așa, care erau cu arme în mână, în mâini. Au intrat și ei pe podul acela, ca să ajungă în partea cealaltă după creștini, dar la jumatea podului am văzut cum s-a rupt podul cu ei. O parte au căzut în prăpastie, o parte au scăpat. Iar sus, casa care era pe stâncă, era o rază de lumină foarte mare peste ea. Asta a fost pentru popor, fraților. Eu atât am avut, Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească. Un pod de lemn. Jos era o prăpastie foarte adâncă și mare. Am văzut bărbați, femei și copii care treceau pe acel pod. În față era o stâncă albă mare. Pe stâncă era o scară, iar în vârful stâncei sus era o casă. Mi s-a dat să înțeleg că toți oamenii aceștia erau credincioși. Au trecut tot spodul, au urcat pe scară și au ajuns sus acolo la cea casă unde era pe stâncă. Iar am văzut pe marginea podului, am văzut oamenii statului îmbrăcați în haine de militari, nu știu cum se numesc, de militari, haide să zic, soldați militari, așa, care erau cu arme în mână, în mâini. Au intrat și ei pe podul acela, ca să ajungă în partea cealaltă după creștini, dar la jumatea podului am văzut cum s-a rupt podul cu ei. O parte au căzut în prăpastie, o parte au scăpat. Iar sus, casa care era pe stâncă, era o rază de lumină foarte mare peste ea. Asta a fost pentru popor, fraților. Eu atât am avut, Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească.